Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, numită în popor și Paștile, este fără îndoială cel mai important praznic al bisericii noastre drept măritoare. Prin învierea Domnului sărbătorim de fapt și învierea noastră. Prin învierea Domnului, viața noastră are un sens. Prin învierea Domnului, avem certitudinea că nu am fost părăsiți în acest univers creat de Dumnezeu, ci noi, fiii Săi, ne bucurăm la rândul nostru de darul învierii și de viața veșnică. Ținând seama de aceste aspecte minunate, la această sfântă sărbătoare îndreptăm un gând frumos și de suflet către toți dreptmăritorii creștini din Arhiepiscopia Timișoarei, din orașul nostru și din județul nostru, rugând pe Hristos Domnul, cel înviat a treia zi din morți, să reverse peste toți și peste toate harul și darurile sale cele bogate, să ne ajute Bunul Dumnezeu să petrecem această sfântă sărbătoare în lumina învierii Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos, cu bucurie în suflete, împreună cu cei dragi ai noștri, cu familia noastră, cu comunitatea din care facem parte și cu toți cei care cinstesc în aceste zile minunatul praznic al învierii din morți a Fiului lui Dumnezeu. Sărbători binecuvântate, Hristos a înviat!